Da, eu zic să vorbești frumos la adresa mea. Frumos să vorbești, stai cu minte. Că scoate frate meu. Poate ai băgat tu ca tren în discuții, înțelegi? Ca să o dau pe bune. De ce te bași tu în subiectul ăsta? Dar nu vorbești turcu și te bași tu, Cătălin? Nu ai venit aici pe un scop de relație. Păi nu mi-ai spus afară că ai venit să faci follower și că ai o, stai cu o fată, că mi-ai arătat-o tu. Ca și copil? Nu, așa mi-ai arătat. Da. Ce cu tine, Mario? Ce cu... Nu mai îmi spune ce cu mine, Andra. Ce cu... Dar ce vrei să te întreb? Dar de ce zici la plural? Păi la plural, că ai știut. Înseamnă că văd că mă să mergeți acasă și tot să fiți poată cu mine, ea o să te invite la și să aducă un bărbat. Dacă așa procedează aici, apară nevoastră cu mine. Ești în trecere sau ai venit pe bune? Permanent. Pentru cine ai venit? Pentru nimeni. Noi nu ne-am certat niciodată. Și ai zis la un moment dat niște lucruri super nașpa de mine pe vlogul tău. Nu m-a așteptat niciodată să vorbești așa de mine, știi? Hei, ai vorbit de Bianca Iurea. Da, ok, dar tu ca bărbat nu te poți băga în treburile femeilor. Eu am venit chiar pentru tine, dacă tu gândești așa și continui să... Păi uite, Mariana Iernov cu cap pătrat în cameră și a spus că... Ai văzut că Sergi a vrut să danseze cu Mini și... Cu cine? Și uita după Mini, că el nu te cu place. Cine? Mariana. Da. Am nu, zis... E, nu, nu. Când ai venit la mine să dansezi, am zis, când ai venit la mine să dansezi, am zis, du-te la oprică. Păi nu, dacă nu zic, poți să-ți ascultată. Ai venit la mine să dansezi și am zis, du-te la oprică, eu ocupată. Păi dacă e ocupată, trage, zic, tu erai pe canapea și mă uitam pur și simplu unul la altul. Că așa sunt eu de fel, mă uit la toți concurenții, la toate fetele, vorbesc, sunt un om care... Oprică, ție, îți place băiatul ăsta sau nu mai vrei să-l cârcălești? Dar ce te interesează pe tine? Să-l cârcălești, treaba mea. Ești curios. E, nu vreau să răspund momentan. Și Mariana, nu, n-am vrut să te invit la dans. Te cred, discret. Auzi, Bire? Da. Știi ce apreciez cel mai mult? Da. Că ai fost destul de calm și liniștit și respectos. Cum nu te-am mai văzut în viața mea? Adică păi normal, eu mă așteptam la altceva. La cum ți-a vorbit ăla și s-a făcut ăla în videoclip. Da. Bine, că omul nu are... Nu e el, că nu ți-a vorbit așa. S-a vrut frasul până la urmă, știi? Dar dacă era să vină frasul, cred că nu mai țineai cont că mai ții un cartonaș. Față, ce plac. Și era, înțelegi? Pentru că dacă a vrut să răzbune pe tine și nu răzbunai pe el, înțelegi? Că eu zic tata până la urmă. Oțana, dacă vrei să adevărul... Eu cred că nu e vina lui fratele meu la ce s-a întâmplat. Dar vina cui? Cine m-a registrat? De ce că m-a registrat? Păi normal, românește. Cum a zis că dacă ar fi în locul fratele meu, te-a registrat. Ce? Aia, ce? Dar nu ar fi pus pe net, cum a spus voi, mă, omule. Dacă îl înjura, dacă te înjura cineva de... Cum să-l ataci? Păi stai ca în video cu nevastă. Dai seama, și ce-a rezolvat? Și ce-a rezolvat, mă? Uite ce-a rezolvat. Ce-a rezolvat? Că tot voi trei, tot voi trei o să-mi dat... Ce-a rezolvat? A rezolvat că tu iei foc și mă interpretezi pe mine că am venit săgeată aici. Roxana, las că o zici cu omul... Că nu-i șmecher, ce vrei să-ți mai zici? Omul nu gândește... Dacă vede... Da, liniștit. Poți să-l vezi pe aici dacă uite, m-ar fi să se atacă cineva cu mine și el ia făcut din chestii minore. Ce să facă la mă? Să vină aici și să vină? Poți să vină aici. Dar să vină aici, mă, că și-o poți să fac. Așa vrea, ce poți să fac? Ce poți să fac? Ce poți să fac pe mine ăla că... Ce poți să fac? Cu tine n-are nimica, Roxana, cu tine. Ce? N-are nimica cu tine, frate. Păi n-are, ba da, a avut și cu mine. La smardoială eu ies, bă, numai. N-am avut, n-are cu mine. Ba da. Jur, n-are nimic cu tine, a avut cu Turcu. Băi, de la o perechi de la un război de ăsta așa mare, mi se pare... Nu, de la o perechi de n-are nicio treabă, era vorba de la jignirile... Nu, 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 de la jignirile lui Turcu adresate familiei lor. De la asta a pornit totul, ca să spun. Roxana, într-o astfel de situație... Ascultă un pic, Roxana. Roxana, nu turcul la familia lui. Și a început tot războiul. Roxana. Da. Într-o astfel de situație, unde doi bărbați s-au jignit. Așa. Amândoi trebuie să lase de la ei ca să fie bine. Cine lasă? Sunt două chestii. Ori se ei, ori amândoi. Dar cine lasă? Doar turcul. Amândoi trebuie să lase și care? Vă că turcul e liniștit. Așa. Și ăla unde e liniștit? Și celălalt o să lase de la el, dacă el o să vadă că turcul nu are vreun gând să-l atace pe fratisul sau să mai continue, o să-și vadă de treabă. Bine, ideea e să fie liniște, nu să fie război. Bine, o să vedem dacă o să vadă de treabă. Tu vrei să vezi pe turcul la război, lasă-l liniștit. L-ai lăudat pe fratii tu, l-ai venit aici să spui că fratii tu face și trece. Băi, uite-te pe Instagram, uite-te, băi, am uite-mi de frate, măi, da, mă, lasă-ne, mă, dar nu mai lungiți, mă, subiectul, dacă turcul a spus încheiat subiectul, ci tot lungești, Cătălin. Te bași tu în seama, acum știi ei de Sergio, că am nicio treabă.
greu în Cluj, știi? Gata, încheiat subiectul! Da. Nu s-o băgat o prică în seamă. Da, să ia aiurea de Sergio. Frata, că te las-o așa și gata. Ce treabă are băiatul? O spus, o explicat omul că n-are nicio treabă. Da. Ce o alungi ca așa, că nu înțeleg. Cătălin, ce frumos ești azi. Așa sunt eu mereu, ce crezi? Ești foarte frumos. Și că ai părul așa că e greblă. Hai mă că e frumos, uite ce freză are. Până a zis, bă, cum să mai bagă cu tine seama, Roxana? Ce ai zis, bă? Nu mă, glume! Cred că vrea să-l aprindă pe Turcoiu. Ale! 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 Eu cred că voi vreți să-l aprindă. Eu nu mai mă băgăm cu seama. Eu nu mai mă bag. Bă, tu n-au trebuie băgat seama cu mine, tu. Te rog frumos, dacă te respect, respectă-mă și tu. Nu mă respect, pe nu te mai băgat seama cu mine. Bate băga în subiectele mele. Dacă e să supără Turcul pe mine, asta e... Băi, subiectele mele, vede în casa mai mult. Bă, tu dacă vine Turcul la bătaie, sar pentru el, nu cred. Băi, tu n-au... Da, sar. Stai, mă, cu minte că nu sar. N-au ce spun că sar. Stai, mă, cu minte. Stai, cu minte că sar și eu. Tu faci pe Sfântul aici. Tu ai venit aici să faci pe Sfântul și dai fol la toată casa. Face frate-mi o dege, frate, dacă erai băiețași... Cătălin! Dar dați un pic. Dar fii atent, stai să-mi spui ceva. Da. Și ce? Se pare că cu adevărat Cătălin e aici pentru materiale și pentru favorit. Ce sunt amenințările astea? Face frate-mi, drege frate-o. Ce să stai? Bă, numai tu spui vorba asta. Alții, eu spun, am venit eu să... A venit toată lumea pe subiectul ăsta. Te-ai trezit tu, Vasile, din copil. Eu vreau să cunosc o persoană aici. Păi fii sănătos, bă, ce treabă. Dacă vreau să fac... Nu mă interesează, bă, bă, și mă duream. Că eu nu am venit să bă, nu depind de emisiunea asta și nu vreau să mă dau mare să bă, mă afișez, da? O să faci ce vrei tu, nu mi-ți dau cu părerea în casa asta, că sunt în casă. Îți dai cu părerea? Da. Te rog frumos să nu mai dai în întrebările mele. Bă, eu îmi dau de ce să dau și de ce să-mi dau. Bine, frate, atunci o să mă bag și un alitel. Păi cine, te-a zis cineva să nu te bagi? O să mare mă bag eu te invit să te bagi. Să mă bag ca să vedem dacă îți place. Vrei tu să te bagi, așa te bagi. Cine, te-a zis cineva să te bagi? Dar eu zic să vorbești frumos la adresa mea, ca să nu... Cum să am vorbit, stai cu minte. Stai cu minte. Stai cu minte. Frate, așa nu mai... Tu nu mai o dă pe amenințări și pe asta că... El o dă pe amenințări, păi, eu zic că el avertizează pe tine. Și de ce eu îi spun, nu-l amenință, îl avertizez că la... Păi băiatul a toată casă, părerea de ce să-i spun altceva, dacă... Un video după aia ce face... Băi, nu ne mai arătăm la un video, nu-i impresionăm cu frate, nu-i impresionăm cu frate. Ești șmecher, o gândă. Mie-mi pasă de frate meu. Păi normal, tu e familia ta, cu oricum. Și mergem, se ducem. Temă de asta? Nu-i vorba rău. Tu te auzi, bă, ce vorbești, bă, băiatule? El nu te-a venit pe nimeni să-l amenințe. Eu urăsc să amenin chestia asta. Să-ți apăi pentru treaba de asta. Bă, tu te auzi, bă, ce vorbești sau... Băi, și ce să-ți facă, mă? Filul lui ce face? Să-i dă fratul, să-i întreb pe profilul lui. Nu mă interesează cine-i fratul. Dar n-ai cum să-i zice aici, nu-mi spune că e la TV. Eu ți-am vorbit separat despre... Andreea Bantea spune mereu, nu vorbim de dalea, de dalea și de dalea și tu... Nu mă interesează cum se interpretează, dar eu vreau să-i spun cu stă treabă. Bă, dar tu tot car, ce, tu ești furnică? Bă, acum că e argumentul aici, trebuie să tac din gură să spun după aia? Da, taci din gură să vorbească alții, că ești nou în casă și n-ai voie să vorbești, măi, băiatule. Că trebuie să fii răstignit, tu, că ești nou în casă. Frate, aici, de exemplu, dacă cineva te atacă, îl ataci înapoi în vorbe. Eu nu vreau să stau cu el la taclale mult. Vreau să-i spun cum stă treaba, să tac. Bă, frate, tu înțelegi că toată lumea și-a dat, toată lumea cu părerea despre tine și cu un singur sunet am discutat asta. Nu mai te halez de ieri, nu te halez, nu mai. Vrei să dacă tu nu mă halezi pe mine, care nu mai îți permis să te las. Uite, mă atac cu tine așa, îți dau. Nu mă halezi. E simplu. Dacă nu poți să mă halezi, e foarte simplu. Asta poți să vezi că dai ingineria. Dacă o arzi cu haleală, cu șmecherii de-alea de-ale tale, ai zis că nu știi nimic. Eu am finut dacă vorbești. Signale, o arzi pe de-alea. Eu am finut dacă vorbești. Dai cu minte. Nu dau un sus și alea. Tu ai zis că nu mă halezi. Dar poate frate s-o la... Nu te halezi, frate, de bagi... Cătălin să bagă aiurea în tren. Nu știi, mari prietenii, ce ai tu cu Turcu acum, măi, băiatule, de dai... Era un sfat, dacă nu... Da, dar e vorba de frate, subiect. Nu, el a spus... Vorba de frate. El a spus un subiect exact. El a spus că era altceva acolo la mijloc. Nu a spus așa, că vezi că frate mi-e pușcărea și că te omor. Un subiect, frate, normal. Dacă ar ataca cineva, nu te ataca nimeni pe tine, stai cu minte. Da, nu m-a ataca nimeni, a? Nu. Da, ești mai mare și nu dai dinteles nimic, Cătălin, sincer. Oprică, te bagi degeaba în discuție tu. Nu, te bagi tu degeaba, te-ai băgat tu ca tren în discuții, înțelegi? Ca să o dau pe bunii. De ce te bagi tu subiectul ăsta? Dar nu vorbești Turcu și te bagi tu, Cătălin? Bă, tu ești... Ai 28 de ani, câți ani ai să-i spui tu lui băiatul ăsta? În primul rând ești mai mare ca el, da? Ce exemplu ai lui băiatul ăla? Ba da, ai spus... Realitate, de ce te bagi?
Mă bag că mă ia nervi, că te bagi tu în subiect și nu-i treaba ta. Cum m-am băgat eu, nici a ta nu e. Tu de ce te bagi? Uite așa vreau să mă bag, să bagi. Da? Vreau să mă bag, pentru că băiatul ăsta e nedrept. Uite așa vreau și eu cum te bagi tu, mă bagi. Chiar n-ar nicio legătură să te bagi tu, să iei de el, da? Oprică, stai un pic, eu nu vreau să mă cer cu tine. Ce faci? Mă bag că am eu altceva. Bagă-te, mă, dar nu cu mine, bagă-te cu el. Am ceva personal cu tine. Păi bagă-te cu el. Nu, eu cu tine am ceva personal. Bagă-te cu... Tu nu poți să faci relație, crede-mă. Păi tu nu înțelegi că eu cu tine am personal, ce nu înțelegi? Tu nu poți să faci relație aici, crede-mă. Se teamă de o confruntare cu Bianca? Nu, deloc. Absolut deloc. Dar voi două de ce v-ați certat și v-ați supărat? Că eu șarpe. Cine? Cu clopoței. Nu știu care e mai mare șarpele, Bianca. Dar tu încă mai suferi după bobicioiul, de încă ești nervos pe chestia aia. Nu sufer după bobicioiul, sufer de trădarea. Da, văd că te-a pasă, da, de trădare. De trădarea. Da. Cătălin, ce cauți aici, dacă e puterea dragostei? Da, eu te-am întrebat pe tine ce cauți aici. Eu te-am întrebat pe tine ce cauți aici. Nu te halești nici bea, nici nu te întreb. Totuși, că spuneai din dragoste și de asta, îi spuneai lui Sergio. Nimeni nu te halește, bă, frate. Vorbește cu băieții ăsta. Nu, eu cu tine vreau să vorbesc. Păi nu vreau să vorbesc cu tine acum. Păi, că eu vreau să discut. Eu nu vreau să vorbesc cu el. A, nu mai ai argumente, am înțeles. Mai bătut, ai 1-0. Da, n-ai argumente. Ai 1-0. Hai că să fim corecți și să... Ai 1-0, ce mai vrei? Banca noastră. Tată, n-am meciul nostru. Hai totuși să fim corecți și să nu lungim coarda, așa că n-are sens. Ai câștigat, ce vrei? Ai câștigat, ai 1-0. Nu am câștigat, hai să fim corecți. Corect, tu ești un băiat corect. Fii corect până la capăt. Ce să fac acum, poți să te contrazic? Fii corect până la capăt. Nu dai dovadă, doamne, care ești. Nu te băga, ok, sunteți prieteni ce sunteți, dar da, nu sunteți prieteni. Bă, dar aici nu e vorba de turcu, mă, ce vrei să... Sunteți mai apropiați că stați în cameră, dar nu știu până când, crede. Dar aici nu e vorba de turcu, mă, ce vrei. Ba, e vorba de turcu. Nu, turcu nu a avut de comentat, a spus să se închidă subiectul și tu te... Păi eu am spus să se termine subiectul. Asta am spus. Ce? Bă, dar cine ești tu, mă, să iei tu așa? Tu te mă, că nu vrei să... Bă, mă, enervi, dacă nu mi-ai ieși de fire. Îl scot pe românul din mine, vrei să-l scot? Tu nu vezi cum arăt? Cum arăt? Pentru mine ești, nu ești nici român, Cătălin, român ești mecher, tu nu ești român. Adică mă compar cu tine, dar tu? Dar nu demonstrezi cât că ești matur. Bă, Bubiță, du-te și vezi la oglindă ce față ai, dacă vrei să ne comparăm. Uite-te acolo, deci mă la oglindă, uite-te și tu. Dar noi a fost. Uite-te puțin, ia uite, ia uite. Păi cine, ia uite și tu și ia uite, eu sunt model, tu ce ești? Tu dai la baroasă, ce faci? Dar nu înțeleg ce a făcut băiatul ăsta. Ce bă, de ce nu stai de vorbă cu ești, stai de vorbă cu el? Are mică fete, frumoasă, ai expresiv, ce vrei să spui că... Dar de ce nu stai de vorbă cu ești, nu stai cu el? Bă, lopată, du-te mă la sală și fă sport acolo. Vreau să vorbesc, da. Dă-i de mine, dar iurea să... Nu vreau nimeni de tine că tu ești nimeni, ce-ați mai de vrei, cu să mai... Nu vreau să par nimeni. Păi ești nimeni. Tu ai venit aici în emisiune să-ți faci follower, da? Să-ți faci follower la sală, tu, a? Să te urmărească lumea. Bă, fraților, îmi treci o producție. Bă, tu așa mi-ai spus. Mi-ai spus că ai venit aici să-ți faci follower. Bă, băiețașul ăsta îl bagă ceva în seamă? Ai spus că ai venit aici să-ți faci follower. Păi tu nu-l bag în seamă, tu nu vezi că eu nu-l bag în seamă. Băi, lasă-mă să vorbesc și eu. Băi, l-ai băgat în seamă, acum. Mă las pe voi să vorbesc și eu. Nu pot să vorbesc cu Bubiță. Lasă-mă să vorbesc și eu, te rog. Nu pot să vorbesc cu... Vii aici să-ți faci follow-uri pentru sală? Follow-uri? Ce sunt follow-uri? Ce sunt alea follow-uri? Urmăritori. Follow-uri. Urmăritori pe Instagram. Spune și mie, Filip, ce să ia follow-uri? Bă, vorbești, Ionei. Bă, mai știi, stai să te gândești ce să spui, a? Follow-uri. N-auzi. Bă, stai să-ți gândești ce să spui, a? Du-te, bă, frate, că ce puterea dragostei, trebuie să dovedești ceva. Trebuie să lupți. Eu nu caut să te bag în seamă. Nu să vii să faci ironii, să te bagi în argument, în argument, ca să faci material. Băi, frate, din 10 cuvinte și din 10 nu au fost de frate, tu că nu contrează. Du-te, mă, cu frate acasă. Nu te-am întrebat nimeni de tine, de frate. Și a doua tură să mai mă... Și să vorbești prost, că ești... N-avei legătură că... Da? Nu mai vorbi prost. Intră în silențiu, Stampa, că și eu... Mai vorbi prost, că e urât. Dai exemplu urât. Mai zici că e și profesor la sală, tu. Intră în silențiu, Stampa. Nu te lua. Ce aveți, mă, frate? Te duci afară să te gândești ce să spui? Părerea mea este că Sergiu nu trebuia să vină aici, pentru că aici am venit să ne arătăm dragoste, adică să ne îndrăgostim, să căutăm pe cineva, să facem alte lucruri. Nu trebuie să venim să ne afirmăm ce face familia mea, ce a făcut fratele meu în trecut, a făcut gen ce interlop este el sau chestiile astea, nu, părerea mea. Strict părerea mea.